După cum vedeți, sunt fără barbă, fresh, după ultimul video, așa că astăzi o să facem o surpriză unui abonat și o să mergem, suntem în spate, o să mergem pe un gang, pentru că trebuie să ajungem în față și o să vedeți exact acum despre ce e vorba. Mergem, sunăm la interfon acum, repede. 1. Ia să fac. O să spun că e curierul. Dar nu fi acasă? Nu știu. Cine? Curierul. De când ai să stai în curierul? Haideți! Hai cu spune-mi, cred că avem noroc. Hai să vedem acum reacția lui Ianis, cum o să fie. Poate nu au și să vedem. Bună! Bună! Ce faceți? Bine, așteptam curierul. Ce faci? Bine? Da. Cred că vedeți așa. Ce faci? Cum ești? Bine. Bine? Da. Bravo! Ce făceai? Am uitat la microfonul. Ia să vedem. Ia uite-mă la ce se uită. La ce vlog te uitai? La alea cu terene de fotbal. Aaaa! Ce faci? Ai treabă? Nu. Hai, schimbă-te să mergem să filmăm ceva. Vrei? Da. Ha, fugi, fugi, schimbă-te. Vă să-mi pregătesc ghiozdanul. Hai, fugi! Hai, cu bine, mergem la teren direct, da? Da. Ha. Am ajuns aici pe teren, Ianis, și am pregătit ceva special pentru tine astăzi. Fii atent, fiecare probă este 100 de lei și la ultima probă o să am o surpriză. Da? Da. Vrei să știi care e prima probă? Da. Trebuie să dai din 8 minci 4 în bară. Ai dat, ai câștigat 100 de lei. Da. Ok? Da. Hai să vedem. Pentru proba aceasta și pentru video de astăzi a apărut și Juri acolo, Cristi în spate. A crescut bugetul. Deci a crescut bugetul la video, da? Așa că o să avem și juriu astăzi. Da? Ce da. Note crezi că o să primești de la Mihai Petre aici, de la juriu? 10. Da. Bun. Hai, Ianis, din 8 minci trebuie să dai 4. Câte crezi că o să dai astăzi în bară? 5. 5? Da. Sigur? Da. 100 de lei, dacă dai doar 4, nu trebuie să dai 5. Ok? Da. Deci am arătat 5, dar 4 trebuie să dai, da? Da. Hai, dă-i drumul. Nu te grăbi, ușor. Ha. Am înțeles. Aproape. Bun, avem una. Două. Încă două. Ding! Și ultima trebuie să fie. Bun! Patru, ia să vedem dacă te ții de cuvânt și dai 5. Până acum are 100 de lei. Bravo! Ia să vedem ce a notat juratul Mihai Petre. Hai să vedem aici împreună. Ia să vedem. Am înțeles, așa ai notat? Ia uite, fii ce a notat aici. Vezi? Ia să arătăm și la cameră ce a notat Mihai Petre. Abonare la Improfootball, da? Apăsați butonul acolo. Să vă abonați la canal. Să vă abonați acolo, repede la canal, că totuși vă uitați mulți și nu vă abonați acolo. Adică ne facem și noi 300.000 anul ăsta, dacă se poate. Mergem la următoarea? Da. Sigur? Da. Acum la a doua probă, pentru că ne-a luat 100 de lei. Mergem și mărim nivelul, domnul, că ești prea bun acum. Ce o să facem? Trebuie să ajungă în toate careurile pe care le vedeți voi de la fiecare poartă în mai puțin de 2 minute. Trebuie să dai, să oprească mingea în careu și te duci la următorul până când ajungi de unde ai plecat. Ok? Toată lumea pregătită? Da. Si! Gata? 3, 2, 1, start! Ia să vedem. Avem domnul acolo, corect? Bifat, corect! Ia uite ce tactică a portat aici cu șpițul direct! Bun! Domnul, bifat? Bifat! Bifat! Ia vezi sărita, hai, lasă nu! Ia să vedem! Vezi că ai 25 de secunde, domnul, deja! Să ajungi acolo cu mingea. Bun.
31. Ăsta cred că a dat prea tare, ia fi atent. A? E bine. E bine, ia să vedem. Și. Bun. 49 de secunde, domnul. Perfect. Încă 100 de lei aici pentru Ioanis. Bă, dar Ioanis, e grea proba asta. Dar nu prea a fost așa grea. Bă, dar nu știu. Ce notă îi dai? Ce? 10 pentru asta, perfect a fost. 10? Da. Deci 200 de lei pentru Ioanis până acum, da? Da. Bun. Proba numărul 3, băieți, este în felul următor. Tu trebuie să fii pe faza aici, să notezi acolo dacă este totul corect. Și tu, domnul Ioanis? Ai zis că este prea ușoară proba numărul 2, eu am zis că este destul de grea. Voi ia să spuneți în comentarii dacă proba numărul 2 a fost grea sau nu, sincer. Sincer. Acolo, să notați în comentarii. Bun, trebuie să dai, ai 8 miniște, să dai la fel 4 din 8 și să intre în căruț, că am zis să creștem puțin dificultatea. Da? Căruțul este aici, tu trebuie să dai de la linie, îți așezi mingea pe rând și trebuie să intre mingea aici, da? Da. Hai domnul, hai să te vedem. Gata, juriul este pregătit acolo. Pregătit. Camera este pregătită, tu trebuie să dai drumul. 4 minci din 8. 100 de lei. Ai până acum 200. Mă, cred că și asta e prea ușoară. Și asta e prea ușoară, nu-i corect? Da! Deci nu mai fac probele eu. O să vorbesc cu altcineva să le fac. Incredibil! Îți ia toți banii. Mi-a toți banii astăzi, mă rămân cu ciuban, băieți. Da, bravo, bravo, bravo! Todos mados de la Precadores. Mai avem încă 3 mici, dar nu cred că scap. Continuă tot așa, tot așa, tot așa, hai că mai ai două, dă-le pe amândouă pe lângă. Ia să vedem ultima, ultima, dacă nu dai pe asta, se duc cei 100 de lei. Ce să facem? Ce să facem? A început perfect domnul Ianis aici. Ți-a dat emoții. Mă, am zis că mă proba și asta e proba asta. Dar totuși, trei una după alta le-ai dat, nu? Da. Păi nu, ce-ai făcut domnul? Ai avut emoții? A? Ce să zic, rămâne și noi cu 100 de lei, până la urmă, câte probe să câștigi și tu, mă? Zi, mă? Toate. Ia zi, ai vreo întrebare pentru mine? Da. Ia zi, ce întrebare ai pentru mine? Niciuna. Niciuna? Hello darkness, my old friend. 5.000? 5.000 de like, 100%. 5.000? 5.000 da. De like, ai văzut ce mi-a făcut cu întrebarea? 5.000? Da. Ai văzut ce mi-a făcut cu întrebarea, da? A rămas. Mergem la proba numărul 4, la proba numărul 3, deja l-am rezolvat pe Ioanis. Gata, deci tu la proba numărul 4 e și mai grea, domn. Vrei să știi despre ce e vorba? Ia? Eu trebuie și suflică mâine, ești pregătită? Da. Bun, domnul, fii atent, ai 8 minci, da? Și trebuie să-mi dai mie minim 6 goluri din 8. Eu zic că le apăr măcar 4 apăr sigur, eu așa zic. Ia zi, mă, Ioanis, câte îi dai? 7. Doar atâta? Da. Ce 7, mă, nebea, dacă dai 3 azi? Hai să vezi și ține apăr pe toate. M-a lipit de bara asta aici, am luat-o în brațe. Dacă ai plecat înainte. Hello, bară, dear my friend. O celebrare, o celebrare. Da, cum asta, da? Băi, n-a fost gol, mă, vreau să văd reloarea. Nu, nu, nu. Ia fii atent. Perfect, 6 din 8. Ți-a luat banii. A câștigat proba asta. Mă, dar tu ești pe mână cu el, mă, Cristi, tu trebuia să fii cu mine, nu? Sunt imparțial. E imparțial, domnul Cristi. Păi ne-a zis că ne dă comision, dacă zice așa. Da,
Eu am fost să-mi iau mănușile. Nu, așa ceva. Am fost să-mi iau mănușile dinăuntru și... Nu, no, fără așa ceva. Ați înțeles voi ce au vorbit, așa? Ai făcut, ai vorbit cu ei, da? Da, ai vorbit cu ei, da? Dacă ai curaj, fii atent. Dublu? Da. Da? Da. Sau se scade 100 de lei? Dublu. Dublu sau, deci fii atent. Deci dacă tu câștigi, o să fie 600 de lei. Da. Dacă nu, o să ai 200 de lei. Scădem 100 de lei dacă nu câștigi proba. Da. Da? Bun, domnule, mergem la jumătate. Avem 4 mingi, trebuie să cadă în poartă. Pregătit, domnul Ianis? Da. Da? Deci trebuie să le dai pe toate 4 în poartă. Da. Ok? Hai, eu mă duc la linie să văd dacă trece sau nu. Bine, domnul. Hai, du-te acolo și verifică exact. Bă, domnul Ianis, dă-i că eu am spus că e prea ușor. Hai să te văd, dacă dai 4, ai 600 de lei, domnul. Dă-i drumul, ia să vedem. Bună, Cristi? Gol, da! Bă, eu nu cred, a fost bună? Da! Hai, a fost bună, Cristi? Da! Ce zic, a fost bună? Deci eu nu mai fac probele, sincer. Cred că fac prea ușoare. Hai, dar văd că te văd așa în formă astăzi. Ar, în mod normal, ar trebui să încheiem video, domn. Mai vrei să facem ceva? Da. Mai vrei să mai facem o probă? Dar fii atent, la proba asta se dublează, adică ori iei 1200 de lei, da. Da? Se ajunge la 300 de lei iar. Ok. Sunt la emisiunea aia, da. Batem palma de la Batem palma, da. Așa e, da. Oferta lui Ciprian pentru această probă a fost de... 1200 de lei pentru continuarea probei, dacă se va câștiga, iar dacă nu se va câștiga, vei ajunge să ai 300 de lei. Sau... Ia zi, bă, Cristache, a fost aia, că mi s-a părut că n-a fost. Fii atent, ultima n-a fost bună. A patra a căzut în fața liniei, jumătate de metru. Dar eu am zis că a fost bună. Da? Vede el când editezi. Tu editezi videoclipurile. Da. Când îl pune pe YouTube, atunci îl vede. E. Până atunci... Rămâne cu banii dați. Da. Mergem acum și facem ultima probă. Avem 4 mingi de fiecare. Trebuie să dăm acolo, în colțul. Și să rămână mingea acolo la corner, da? Da. Mingea trebuie să rămână în teren, deci nu are voie să iasă din teren. Trebuie să rămână în semicercul ăla, da? Da. Îl avem aici pe domnul Cristi, care ne-a ajutat de-a lungul acestui video. Tu deci tu acolo, Cristi, te rog mult de tot. Și vezi și tu acolo, notezi care e cea mai apropiată minge, da? O să vă părăsesc și eu și mă duc tot acolo. Ne părăsești? Pa, pa. Afară. Asta e direct acolo. A, nu ieși. Ia vezi? Ia vino cu acel domn, ia vino. Nu cu acel repede, să vezi. Ia vezi. Uite aici, a fost cel mai apropiat. Da, deci aia rămâne cel mai aproape. Ia. A? Ia. Deci dacă n-ai dat minge aici înăuntru, pa, la revedere, da? Da. Ia zi-mă, Cris, ce zici de Ciprian? Cred că-l bate Ianis. Ia mi-e scrie că o pune direct aici pe cerc. Ia toți banii? Da. Hai să vedem. Dă-i drumul, Ianis, hai să vedem. Continuă tot așa, e bine. Bun. Tot așa, Ianis. Da, tot așa de încerc, cum a zis Cristi, așa să dai. Încerc, stai să-ți iau minge aici, domnul. Ultima. Ia să vedem. Hop, hop, vino cu acest domnul. Bă, Cristi, astăzi... noi ne-am molestat, bă, la greșită. Nu ne-am molestat, ne-am molestat foarte bine, dar nu uitați să dați follow pe Instagram, pe Impro Football. Domnul, până acum aveai 600 de lei, acum cu proba asta ne reducem și ai 300 de lei. Și acum vine întrebarea, ce vrei să faci? Vrei să-ți dau banii cash sau vrei să mergem în Decathlon, în magazin, să-ți iei câte ceva? Decathlon. Mergem în Decathlon? Da. Bine, domnule, mergem în Decathlon atunci.
Ne filmăm acolo, să vedeți acolo ce se întâmplă. Am ajuns la Decathlon aici, repede. Să vedem ce cumpără Ianis. Pinge jos, pune piciorul jos, pune piciorul jos. Și împinge acum. Așa, ia. Mișcă-te puțin cu ele și vezi cum sunt. Bune? Rămân astea? Bine. Gata, domnul, fericit? Da. Mai vin la challenge-uri? Da. Te cred. Ne vedem data viitoare, apăsați butonul de like. Câte like-uri? 5.000? Da. 5.000 de like-uri.